Fântână arteziană unică în România. Construcția fântânii din grădina botanică de la Bucov, care a durat 4 luni, a fost făcută din banii Consiliului Județean și a costat numai puțin de 45.000 de euro. Forma sa de piramidă o face deosebită, fiind singurul obiectiv de acest fel din țară. Fântâna impresionantă are 7 metri înălțime și este făcută din oțel inoxidabil. Reprezentanții Muzeului de Științele Naturii Prahova, de care aparține grădina botanică de la Bucov, spune că fântâna arteziană a fost amenajată sub forma unei piramide, întrucât este o grădină a viitorului. Proiectul este deosebit ca și design. Nu am mai văzut și nu știu dacă mai există un astfel de proiect. Este un volum foarte mare de apă, ceea ce a implicat un grup de pompă motor deosebit de puternic, are 36 de kW. În scurt timp, în grădina botanică vor fi montate și proiectoare și vor începe lucrările pentru construirea unei sere. Urmează apoi ridicarea clădirii centrale, tot în formă de piramidă, și un amfiteatru. Grădina botanică de la Bucov a fost deschisă acum 2 ani și se întinde pe o suprafață de 15 hectare. Anul trecut aici au fost înregistrați peste 5.000 de vizitatori.